Bună seara, stimați spectatori, bună seara, stimați telespectatori. Trei tinere vlăstare ale cântecului se prezintă astăzi în prima etapă a concursului Steaua fără nume al televiziunii române, după ce au primit frumoase distincții în cadrul Festivalului Național Cântarea României și pe scena unor populare competiții de amatori. Este de asemenea semnificativ faptul că mulți dintre acești tineri sunt sau au fost selecționați pentru concursul de interpretare de muzică ușoară românească de la Mamaia. Dar iată componența juriului ce ne va anunța în finalul programului nostru notele concurenților. Președinte al juriului este artistul emerit David Ohanesian. Dânsul nu va acorda note, în schimb are un rol foarte important de a indica concurenților melodiile, probele de solfegiu și de a acorda sfaturi extrem de prețioase în finalul evoluției lor. Iată componența juriului. Compozitoarea Camelia Dăscălescu. Compozitorul George Grigoriu. Compozitorul și dirijorul Dumitru Lupu. Compozitorul Anton Șuteu. Criticul muzical Smaranda Oțeanu. Compozitorul Marcel Dragomir. Compozitorul Ion Cristinoiu. Și acum, după ce au aflat din culise cu multe, multe emoții componența juriului, să invităm în scenă pe cei trei concurenți, mai precis pe cele trei concurente. Cristiana Pomârleanu din Tulcea. Anca Heroiu din Curtea de Argeș. Și Nina Șerban din Galați. Și acum să procedăm la obișnuită tragere la sorți. Aveți aici câte un bilețel, vă rog să-l luați, cum vă va fi norocul. Vă rugăm să ne comunicați acum numerele dumneavoastră de intrare în scenă. Cine este numărul 1? Nina Șerban din Galați, numărul 2? Cristiana Pomârleanu. 3, dumneavoastră, sigur, 4 nu avem. Vă invităm pe dumneavoastră să rămâneți în scenă, pe colegii dumneavoastră să poftească în culise.
Vă așteptăm înaintea evoluției, luați microfonul. Să facem așadar cunoștință cu Nina Șerban. Are 20 de ani, este desenatoare la Uniunea Județeană a Cooperativelor Meșteșugărești din Galați, oraș în care a absolvit de altfel Școala Populară de Artă. Distinsă cu premiul întâi în Festivalul Național Cântarea României, Nina Șerban ne este cunoscută de pe scena concursului de la Mamaia din vara anului 1987, deci din vara anului trecut. Să mai menționăm faptul că timp de 8 ani a studiat vioara la Școala de Muzică din Galați. Prima probă, evoluția sa, alături de Orchestra Radio-Televiziunii Române, dirijată de maestrul Cornel Popescu. Mai târziu va intra în scenă și grupul vocal Coralis al ansamblului artistic al Uniunii Tineretului Comunist, grup îndrumat de Voicu Enăchescu. A intrat chiar acum, nu mai târziu. Prima probă aparține compozitorului Jolt Chereștei, prima melodie aparține compozitorului Jolt Chereștei, versurile sunt semnate de Ion Ruș, melodia se intitulează Cât va fi pace. Poeme
iubire și îndrăgostiți prin parcuri pe